vă speriați. Nu am de gând să mă apăr. Renunț. Nu pentru că m-aș teme, ci pentru că e în zadar. Am crezut că se poate discuta în acest proces. Am crezut că poate exista dialog. M-am înșelat. Voi nu acceptați decât monologul. Cine a stârnit această ură, nu înțeleg și zeii îmi sunt martori că nu mai vreau să înțeleg. Ce utilitate mai poate avea un adevăr pe care voi oricum nu-l acceptați? Dar eu aș vrea altceva să vă spun înainte de a ne despărți. Și aici mă adresez acuzatorilor mei. Mai întâi, aflați că orice om care nu acceptă decât monologul este un om singur. Numai dialogul ne poate salva de la singurătate. Ori voi sunteți prea orbi și prea turbați pentru a mai vedea acest lucru. Da, tristă soartă vă pregătiți. Apoi, voi vă lăudați că iubiți Atena? Apoi, dacă o iubiți, aflați că o iubiți urât. Voi târâți această dragoste prin noroi, amestecând-o cu ură, cu denunțuri, cu învinuiri. Așa că prefer să tac. Tac, așteptând liniștit o travă pe care urmează să mi-o trimiteți aici, la închisoare.